face plăcere să ne vedem. Am ales acest cadru ca dumneavoastră să aveți în spate porumbul marca Pioneer. Acesta pus sub irigare. Câteva cuvinte despre ziua de astăzi. S-au adunat foarte mulți fermieri, toți interesați și a fost o liniște și multe întrebări, ceea ce n-am mai văzut de mult. Bună ziua și felicitări! Bună ziua, mulțumesc și mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți aici la Viziru, în Brăila, unde putem spune că ne apropiem de colegii din Statele Unite cu performanță. Producție de 19,4 tone este o producție foarte bună, obținută de 0937, într-un vârf tehnologic, dacă vreți, al irigației, irigare prin picurare. Este astăzi de departe cea mai bună metodă de a iriga și sunt sigur că și cea mai eficientă, pentru că consumul de apă este unul mai redus, iar uniformitatea odării este peste tot ceea ce putem face astăzi, deci este, dacă vreți, în concordanță cu toate schimbările și climatice, și legislative, și știu eu, de ordin geopolitic, această asociere între 0937 și irigarea prin picurare. Asta vreau să-l întreb, ce hibrid i-ați propus, ce mai are altă hibrid în cultură și ce rezultate? Ce alți hibrizi mai avem? Mai avem în cultură 0710, un hibrid, să spunem, puțin mai tolerant la secetă, dar de asemenea cu un potențial, va obține cam 17 tone aici, undeva 2 tone între ei, ca potențial, dar dacă cumva se oprea apa mai repede pe Dunăre, 0710 ieșea în față, și 0900. Sunt bateria, să spunem, de hibrizi pe care o recomandăm oricărui fermier care vrea să investească în această cultură și vrea performanță, că investim toți, dar performanță fac doar unii. Atunci, acest grupaj, dacă vreți, de tei hibrizi este, aș spune, la un punct așa ce ar defini optimul economic. Pentru că ar trebui să scoatem mai mult în evidență acest cuvânt și dacă aș vedea, știu, un lucru bun din toată această învălmășeală cu prețuri ridicate și așa mai departe, cred că este posibilitatea aceasta de a umbla un pic la fine-tune-ul cheltuielilor și randamentului. Știm cu toții, la irigat ai nevoie de hibrizi cu maturitate mare, dar decât să mergem cu gândul la un hibrid cu maturitate foarte ridicată 6 FAO și să nu avem suficientă apă sau mâncare, mai bine pierdem o tonă cu ghilimele de gheare, pentru că nu o pierdem, câștigăm, dar ne oprim, exact, ne oprim la un 20 de tone, să spunem, cam asta este potențialul ce ar putea să-l dea în condițiile noastre. Ținând cont încă o dată că nu am depășit normele aplicării cu azot, suntem la optim de fiecare dată, exact. Fără să avem nevoie de uscător și la fel aici, la prețul gazului. Umiditatea a fost undeva de 16%. Eu zic că e ceva, cum să vă spun eu, ca la carte, dacă pot spune așa. E un hibrid care împărtășește, sau dacă vreți, este frate. Are aceeași mamă cu campionul mondial, 38 de tone, 1197 AMX în Statele Unite, iar lucrul acesta ne dă câteva, dacă vreți, indicii despre potențialul lui productiv. Este un Aquamax și toți hibrizii buni pe boabe pe care noi îi recomandăm fermierilor fac parte din această categorie Aquamax, care pot spune că se potrivește, dacă vreți, ca o mănușă actualelor schimbări climatice, cu variații foarte mari pe partea aceasta temperatură, cu perioade îndelungate de lipsa apei, iar această categorie Aquamax este, dacă vreți, demonstrația că în ultimii 10 ani preocuparea companiei este în special pentru a se adapta acestor schimbări climatice. Experiența dumneavoastră mă face să vă întreb care este cea mai bună metodă de irigat pe care ați văzut-o? Cred că surpriza tuturor ar fi dacă ne interesăm astăzi, la nivel mondial, cea mai utilizată metodă este prin inundare, una veche pe care o foloseam în România de ani de zile. Întrebarea ar fi așa, dacă mai este rentabil să irigăm prin inundare astăzi, ținând cont de consumul foarte mare de apă pe care îl presupune această metodă, sau trebuie să mergem sursa la... Și sursă, evident, am discutat și a spus și fermierul la începutul prezentării. Am avut la începutul lunii august un șoc când, ce să vezi, a rămas Dunăre fără apă și nu mai puteam pompa. Și atunci, cred că irigația asta prin picurare, în realitate putem spune că este o metodă de fertirigare, pentru că noi dăm și mâncare și apă prin această metodă. Se diferențiază prin câteva lucruri foarte... Norma, în primul rând, 500 de metri cubi, care vine într-un timp, să spunem, mai îndelungat, practic riscul de a spăla elementele nutritive din sol este unul redus, după care lucrează la o presiune scăzută, un bar, ceea ce iar
economisim energie. Uniformitatea este cea mai perfectă din toate metodele care există astăzi și cred că odată cu creșterea, să spunem dacă vreți așa, a numărului de producători și a interesului, și prețul se va stabiliza și experiența noastră ca fermieri și ca producători de inputuri se va adapta pentru această metodă de irigare. Este neapărat foarte nouă, se practică de 30-40 de ani în Israel, acum 40 de ani aveau irigație prin picurare, dar cred că în contextul actual ne-au cam captat atenția și cred că va crește această, mai ales pentru fermierii care irigă din puțuri sau din surse, să spunem, mai puțin constante, cu siguranță este de viitor. Foarte multă lume întreabă un aspect, cât costă în plus? Eu aș pune altfel întrebarea, cât produci când irigi prin orice altă metodă și cât câștig dacă irig așa și dacă diferența aceea de preț se regăsește în ceea ce facem noi. E corect să mă gândesc și la faptul că aici se consumă o cantitate mai mică de apă față de aripi? Evident. Păi aș spune undeva cantitatea de apă cât este la 70-75%, iar creșterea de producție versus o aripă sau tambur probabil este cu aproximativ 2 tone mai mare, cel puțin. Dacă vreți, primele chestii economice de care trebuie să discutăm, folosim mai puțină apă și obținem recoltă mai mare. Eu cred că aici avem o mare, mare plus. Investiția, dacă vreți, este graduală. În fiecare an trebuie să cumperi furtune, dau un exemplu. Dar la tamburi trebuie să mergi la bancă să-ți dea banii pe un tambur de 100.000. Probabil, încă o dată, criza ne va îndemna să stăm să scriem puțin mai mult și s-ar putea să ajungem la concluzia că e mai bine aici ce facem decât altfel. E o metodă inovativă prin care putem crește producția în fermă și putem să avem o producție stabilă. Încă o dată, porumbul este dependent de uniformitate, iar această metodă se remarcă prin uniformitate. De asta fac casă perfectă. Irigația prin picurare au început de la legume, de la culturi horticole și astăzi le vedem la porumb. Era o metodă scumpă și pentru legume. Cu trecerea timpului, când m-am angajat prima dată în 2010 și am văzut o cultură de irigată prin picurare, banda necesară era undeva în jur de 3.500 de lei pe hectar. Astăzi este la jumătate. E, cred că, o intrare în normalitate și acestei metode de irigare. Am să vă întreb ce densitate ați sfătui dumneavoastră să pună fermierii care au astfel de sistem. Dacă ar fi să facem o recomandare pentru îmbunătățire astăzi în acest câmp, aș merge exact aici. Mi-aș propune să am recoltabil undeva în jur de 82-85 de mii de știuleți recoltabili. Asta ar însemna să semănăm poate undeva 95-97 de mii, pentru că mai avem un tanimecus, un vierme sârmă, trebuie să avem grijă să mănânce toată lumea. Da. Și aș recomanda să umblăm puțin la precizia semănătorii și să micșorăm puțin viteza, pentru că, exact cum am spus la început, uniformitatea face casă bună cu porumbul, iar uniformitatea răsăririi a fost una foarte bună, dar mai avem de lucru până la una perfectă. Cred că aici trebuie să lucrăm un pic și ușor, ușor vom învăța cât de importantă este acea viteză de semănare. E o cultură foarte bună de porumb, încă o dată, dar trebuie să vedem, știți cum, în continuare, pasul următor. Oricum, am bifat 19,4 tone astăzi. La anul vreau 20,4, nu? E normal să vrem mai mult. Asta atunci vreau să vă întreb, cât contează viteza? Da, sunteți într-adevăr un agronom care vă ocupați de plante și iată că cred că plantele au venit după mecanizare, așa ne-a învățat domnul Buzdugan, că agronomii s-au supus inginerilor mecanici. Ei, iată de data aceasta ce ați vrea dumneavoastră sau ce e important la o semănătoare? Păi, știți cum e, în tendință, în marketingul actual, toată lumea mai are un pic și atinge viteza de decolare la semănat. Când aude 14-16 km pe oră, am așa un pic de neliniște. Viteza ar trebui să fie în concordanță cu tipul semănătorii pe care îl folosim și cu pregătirea terenului. Dacă lucrezi într-un sistem clasic, orice viteză peste 10 km nu va mai putea ține cont de, să spunem, eventuale diferențe de tasare din teren și atunci vei avea neuniformități. Lucrezi într-un sistem minimum tillage care lasă terenul puțin mai așezat, poate am putea merge pe la 10 km. Recomandarea mea este pentru orice semănătoare mecanică 5-6 km pe oră, știu că sună puțin, dar îndemn orice fermier să facă un test simplu și la sfârșitul sezonului să calculeze dacă e mai bine să cumpărăm încă o semănătoare sau zburăm cu semănătoare pe câmp. Și
după, dacă va face cineva real testul acesta, cu siguranță în anul următor. Adică, ca să vă dau așa un exemplu, la 15 tone cam 10% este diferența de productivitate între una și alta. Eu cred că se merită încă o dată să fim foarte atenți la această lucrare. Semănătoarea cu care semănăm porumb se numește o semănătoare de precizie. Viteza și precizia nu sunt chiar simple. Da. Și aș spune că atenția pe care o acordăm aici ar trebui să crească, pentru că știți cum, am ajuns la partea de fine-tune, am ajuns la chichițe, cum ar spune, adică știm cam cât să fertilizăm, știm cam când să începem perfect semănatul, știm în mare cam despre ce e vorba cu porumbul. Dar mai avem câteva completări. Una din ele este așa, dacă astăzi în acest lot ar fi fost semănat cu o semănătoare poate puțin mai bine optimizată sau cu o viteză mai mică, sunt sigur că vedeam 500 de kg de porumb în plus, iar 500 de kg de porumb în plus asta înseamnă 150 de euro pe hectar. Dintr-o mișcare, cred că este foarte bine. De altfel, să știți că domnul Cristian Brânză ne-a zis că și-a luat o semănătoare nouă, deci la anul e posibil să vi se întâmple visul. Tocmai de asta. Noi vrem să batem record după record și atunci venim aici. Suntem departe de 38 de tone, ce au obținut americanii, dar știți cum, cred că nu doar în agricultură, în ce domeniu, e bine să sărim peste câte o etapă de asta și dacă ei au ajuns la o concluzie în Statele Unite după ani de studiu, noi putem să cut the corners, cum ar spune colegii mei, pentru că sună mai bine în engleză decât în română. Tăiem colțurile. Tăiem colțurile, să o luăm pe de-a dreptul, că de fapt acolo ne ducem. Corect. Și să scurtăm diferența asta care o avem astăzi și de mentalitate, și de tehnică, și de tot ce vrem. Și putem să ne inspirăm de acolo, pentru că inspirația nu este același lucru cu a copia. Eu cred că trebuie să, dacă dorim să perseverăm într-un domeniu ca acesta, trebuie să începem să lucrăm un pic aici și să vedem, domnule, ce fac cei alții de acolo, să ne cramponăm, doar domnule, au GMO, stai că ajută și clima, ok. 19,4 tone, e o producție pe care o invidiază și americanii. Insula a făcut 24, record, peste 24 de tone. Deci se poate, da, în România, nu în altă parte, aici, în România. Ce au făcut ei și nu fac alții? Hai să vedem. Aici cred că ar trebui să ducem discuția în viitor și să fim un pic mai atenți, să înlăturăm barierele acestea. N-aș vrea să continuăm discuția, hai, pentru că sigur fermierii se vor uita și vor spune, bine domnule, după ce ai apă, după aia este nimic. Care alte probleme sunt de luat în evidență în momentul acesta? Dacă e tanimecus, dacă e o boală, dacă e o buruiană, ce credeți că se dezvoltă altfel? Aici, știți cum, când vorbim de porumb la irigații, tentația cea mai mare este în monocultură. Da. Filtrăm aceleași buruieni care nu le-am combătut. Odată nu le vom combate nici anul viitor dacă folosim aceeași tehnologie și așa mai departe. Sărăcim unilateral solul, creștem infestarea cu dăunători și ostrinea și helicoverpa sunt doar două exemple, dar crește, să spunem, amprenta dăunătorilor aici. Vedem și câte o boală pe aici, pe acolo. Partea aceasta de porumb irigat presupune o intensivizare a culturii, iar această intensivizare presupune să intrăm mai des prin cultură. Iar dacă vreți așa, gama de insecticide și fungicide se cam diminuează în ultimul timp. Asta este adevărul. Cred că aici va fi adevărata provocare, dacă vreți, a agriculturii peste 5 ani, 10 ani, pentru că sita, să spunem, cerne doar substanțele care sunt foarte ok cu mediul, dar nu și substanțele care ajută cu adevărat fermierii. Și atunci, cred că aici vom avea un gol cu adevărat. Este partea tristă, dacă aveți, a agriculturii. Am fost acum 3 săptămâni în Statele Unite și cât e ea de mare America, porumb nemodificat genetic, doar pentru loturile de multiplicare pentru Europa, nimic altceva. În producție, toată lumea are porumbul rezistent la ostrinia și helicoverpa, are porumbul rezistent la viermi sârmă, are porumbul rezistent la rugină și alte boli specifice acelei zone. Au gene de rezistență la Roundup, la erbicid, la erbicide care nu stresează, dacă vreți, cultura. Cred că dacă ar fi să îmi doresc ceva, mi-aș dori partea aceasta un pic să vină și către noi și e poate de datoria și a noastră și a fermierilor să explicăm un pic că e mai bine să mergem pe partea de GMO decât pe partea de 17 tratamente. Da. Deci, practic, cred că astea vom fi forțați să facem această alegere și cred că vom ajunge cât de curând la concluzia aceasta. Spre exemplu, Spania cultivă aproximativ 50% din porumb modificat genetic. Foarte puțină lume știe treaba asta. Este modificat să reziste la ostrinia. Are acea gen Bitticorn, care o face aproximativ imună atacului de ostrinia. Iar lucrul acesta
Ne dă speranță, cred. Și ar trebui să ne învețe și noi. Dacă Spania a reușit să explice comisiei într-un mod în care să-i dea voie să facă treaba aceasta, cred că și noi putem face treaba aceasta. Ce alte tratamente s-au mai făcut aici și erau obligatorii? Păi, evident, prima dată vorbim de combaterea buruienilor. E un lot, un porumb care arată exemplar din punct de vedere al combaterii buruienilor și aici erbicidul Arigo a făcut curățenie. Și vedem foarte, foarte important, o singură trecere, și vedem foarte important, fără a da în producție, cum se spune popular, practic, de fiecare dată când alegem erbicidarea sau tratamentele pe care le facem în culturi, trebuie să fim atenți și la acest aspect, practic, să nu... Dom'le, n-a murit porumbul, a murit buruienul, este bine. Nu prea este chiar așa de bine, pentru că la final trebuie să facem venit. Venitul vine din producție, iar dacă erbicidul, să spunem, este puțin mai agresiv cu cultura, practic, pierderea de producție se vede de la o poștă. Venim în anul viitor cu ceva peste Arigo, se numește Principal Forte. Este upgrade-ul produsului Principal Plus. Da, este upgrade-ul lui și vine în special pentru genul acesta de loturi, vine cu un safener care va ajuta porumbul să metabolizeze mult mai repede și mai eficient substanțele active și va permite să intrăm la 8 frunze, nu la 6 frunze. Adică dacă astăzi avem o restricție și trebuie să urmărim acest stadiu de 6 frunze, cu Principal Forte putem să erbicidăm până la 8 frunze fără emoții. Spectrul este unul total, total încă o dată în cultura porumbului, nu prea ai cum să dai greș cu așa ceva. Este, aș putea spune, aproape la fel de bun ca și glifosatul din Statele Unite. E un produs foarte sigur pentru cultură și foarte eficient cu buruienile. Corespunde, dacă vreți așa, ultimelor modificări legislative. Suntem foarte atenți cu doza de nicosulfuron pe hectar care urmează să fie redusă. Suntem cu ochii pe costrei și monitorizăm acea rezistență la costrei și mergem pe sinergia între rimsulfuron și nicosulfuron. Iar dicamba, pe care îl știe toată lumea, nu scapă nicio dicotile donată din acea cultură. Venim cu acel safener care și permite să creștem un pic perioada de aplicare. Practic, e un produs perfect, dacă pot spune așa, în cultura porumbului. Iar pe partea de dăunători, am și spus, dacă vorbim de porumb irigat, vorbim de monocultură, vorbim de densitate ridicată și mai departe, avem nevoie de o protecție ofertă de un insecticid, iar insecticidul perfect este Inazuma pentru acest lucru, în stadiile mici, pentru a opri atacul de Helicoverpa și Ostrinia, putem aplica Inazuma 250 de grame pe hectar, facem curățenie. Indicat ar fi în preajma înfloritului porumbului. De ce? Pentru că atunci este atacul cel mai mare, dar corect ar fi să monitorizăm și să fim cu ochii pe acele avertizări și în momentul în care vedem curba maximă de zbor, trebuie să facem tratamentul. Trebuie să trecem de la... Știți, e o metodă simplistă de a număra niște frunze sau să intri într-un stadiu. Trecem la următorul nivel și nu ne uităm. Dăunători. Când pot eu intra, mă uit când vrea dăunătorul să intru și cred încă o dată că este cu adevărat următorul pas. Dacă vreți să aplicăm Inazuma și orice produs insecticid, în momentul în care populația este, să spunem, maxim, ajunsă la o curbă maximă de zbor, pentru că nu coincide asta cu curba maximă de dăunare, da? Practic, aceste insecte, fluturi, care vor da naștere omizilor, zboară, se înmulțesc și vor depune ponta. E, în momentul în care ai monitorizat curba și vezi când se apropie de vârf, dacă tu reușești să distrugi acei fluturi, nu ai atac de omidă. Asta este, de fapt, și vei pune pe plantă, pentru că Inazuma este un insecticid cu rol dublu și contact și sistemic, și vei oferi protecție, să spunem, și imediată prin acest lambda gelatin care face o protecție de contact foarte bună, și pentru următoarele 3 săptămâni prin substanța sistemică din acest produs, prin acetamiprid, practic oferim o protecție dublă și contact și sistemică împotriva majorității insectelor care mișună pentru un lan de porumb, dar este foarte important să știm momentul ideal în care trebuie să facem acest lucru. Era clar că nu e în domeniul dumneavoastră, dar am să vă întreb dacă noi intrăm cu mașinile la un moment dat încercând să stopăm dăunătorii. Avem mașini intrate de înalte și să nu deranjăm porumbul? Fermierii buni s-au dotat cu autopropulsate, cu utilaje la care pot intra și uitați-vă aici, căutați Helicoverpa să vedeți că veți găsi spre nimic. Cultivatorii mari de porumb fac monocultură, iar când ai irigat, știți cum e, porumbul are de departe cea mai bună profitabilitate pe irigat. Și ești forțat, vrei bani, ești forțat să mergi cu porumb pe porumb. Când faci lucrul acesta, ai nevoie de tot setul de mașini și utilaje cu care să-l ții curat. Iar Ostrinia și Helicoverpa nu sunt atât de periculoase neapărat prin cât
consumă efectiv, ci prin faptul că sunt poarta de intrare pentru aflatoxine și unele ciuperci care chiar afectează puternic producția. Și atunci ajungem aici. Marii producători s-au dotat deja cu aceste autopropulsate care sunt capabile să intre într-un lan ca acesta de 3 metri înălțime. Eu am să vă mai întreb altceva. Vorbim de irigații și în urmă cu o săptămână sau două ne-am văzut la ziua culturilor fixatoare de azot. Soia sub irigație cu picătura? E, aici trebuie să lucrăm puțin. Soia cu irigație cu picătura. Potențialul astăzi este undeva la 6.500-7.000 în România, cele mai bune soiuri. B63 de la noi este cel mai bun. Am văzut producții de peste 6.500 la el. Nu m-aș duce către picurare neapărat, să vă spun de ce. Porumbul nu prea putem să-l irigăm ca lumea cu rampe, cu pivoți, pentru că este foarte înalt. Soia e mai mic un pic, dar sunt convins că dacă un fermier încearcă să depășească bariera, să spunem, de 7 tone la soia, o va face doar cu picurare. Este metoda perfectă prin care poți asigura apă, dar că e mai complicat. Practic, dacă vrem să reducem distanța între rândul să se mână la 35 cm, ai nevoie de bandă la 70. Asta înseamnă că nu ai nevoie de 7 km de bandă, vei avea nevoie de 14 km. Și de asta nu se îngrămădește lumea aici să pună soia la picurare. E și mai simplu, știți cum e? Soia e mai mică, vezi ce faci pe ea. Când la porumb, dacă ai pivot, vezi la margine ce a făcut. În rest, sănătate. Nu ai cum să monitorizezi calitatea lucrării. Cred că am putea face lucrul acesta, dar, nu știu, trebuie testat. Știu o singură persoană care a făcut picurare și a depășit ușor 6 tone, dar știți cum, se pot face îmbunătățiri frecvente anual la această tehnologie. Cred că trebuie să dăm o șansă din nou culturii de soia, dar e greu să lupți cu 20 de tone de porumb. Aici mai vine partea a doua, adică, ok, facem 6 tone de soia, tot nu faci bani cât faci la porumb. Și atunci când, știți cum e, când le cântărim, avem nevoie de venituri. De asta e greu să vedeți cine are apă cum trebuie și are potențial, va face soia. Ar trebui să fie prețul de 3 ori mai mare la soia astăzi decât la porumb, ca să tenteze pe cineva. Pentru că diferența de producție, de fapt, asta e 6 tone, 18 tone de porumb. Ar trebui să fie de 3 ori ca să poți să influențezi balanța aceasta pe care o avem astăzi. Altfel e greu. Și prețul astăzi cred că nu este nici dublu, dacă mi-aduc aminte bine. V-aș ruga, în final, să transmitem un mesaj fermierilor din partea dumneavoastră, a companiei și oamenilor care s-au întâlnit astăzi aici. Aș pleca de la faptul că traversăm probabil cel mai greu an din punct de vedere climatic în întreaga Europa. Iar dacă ar fi să-mi imaginez ceva de genul, ar fi așa. După un an greu, cu siguranță există în univers un soi de compensare, așa, și cred că trebuie să începem, dacă vreți, de la zero, cu optimism și să mergem cu motoarele turate pentru 2023. Avem de partea noastră prețurile care sunt ok la vânzare. Cred că știți cum, prețul putem de fapt să-l controlăm într-o măsură foarte mică sau chiar deloc. Producția este ce putem noi controla și aș încerca să-mi optimizez investițiile și să fiu, cum să vă spun eu, aproape de maximul pe care îl pot obține. Să investesc în cultură peste măsura ce am făcut în 2022, pentru că cu siguranță am șansa să recuperez în 2023 ceea ce n-am putut face în 2022. Asta este mesajul meu de optimism. Mulțumim. Să știți că fermierii se vor uita în ochii dumneavoastră, uitați-vă și noastră în ochii lor și dacă puteți să le promiteți ceva ploaie, ar fi extraordinar. N-am relație atât de sus pentru ploaie, dar speranțe sunt. Speranțe sunt și trebuie să fim optimiști, știți cum e. Am avut anul trecut un an foarte bun. De ce să n-avem și la anul? Anul acesta a fost un an. Știți, ce am observat este că se cam rotesc așa. Când am intrat eu în agricultură, adică în urmă cu vreo 15 ani când făceam emisiunea, era la 4 ani unul prost. Iată că au început să fie unul prost. E cam unul cu unul, da. De asta trebuie să-l prindem pe acel unul cu unul, știți cum e? Adică dacă vom aborda cu minimalism anul viitor, e posibil ca să recuperăm doar o parte din ce am pierdut în 22 și după asta să vină iar un an prost. Și atunci, încă o dată, eu așa aș face, dacă și cred că așa și fac.